Bună ziua! Bine ați venit la o lecție de limba română pentru clasa a 7-a din manualul pe care învățați la școală. Vă rog mai întâi să vă abonați și apoi să deschideți manualul la pagina 140. Pentru aceia dintre voi care nu au manualul, eu am să arăt pagina pe care o lucrăm. Și am să vă rog să faceți captură de ecran. Astăzi vom discuta despre pronumele și adjectivul pronominal nehotărât. Explorare. Citește reclama alăturată și înlocuiește cu substantive cuvintele scrise cu verde. Fiecare copil își dorește o aniversare unică la care să participe toți prietenii săi. Unii vor dans și karaoke, alții câteva jocuri de societate. Acum am să înlocuiesc cuvintele scrise cu verde. Băieții vor dans și karaoke, fetele vor câteva jocuri de societate. Mulți vor petreceri tematice fanteziste la care să devină altcineva, supererou, vampir sau zână. Copiii vor petreceri tematice fanteziste la care să devină personaje, supererou, vampir sau zână. Și câte și mai câte își poate dori un copil. Și zâne și zmei își pot dori copiii. Noi oferim soluții ingenioase pentru orice dorință a copilului dumneavoastră. Sunați-ne! Exercițiul 2. Ce exprimă cuvintele scrise cu verde? Cuvintele scrise cu verde, unii, alții, mulți și altcineva, exprimă persoane, se referă la persoane pe care nu le cunoaște. Sunt neidentificate. Exercițiul 3 menționează care dintre cuvintele scrise cu verde sunt simple și care s-au format prin compunere. Cuvântul unii este simplu, cuvântul alții este simplu, cuvântul mulți este simplu, iar cuvântul altcineva este format prin compunere. Cu ce cuvânt poți înlocui grupul scris cu albastru? Grupul scris cu albastru, câte și mai câte, poate fi înlocuit cu expresia și orice. Orice. Sau altceva. Exercițiul 5 menționează în care caz stau și ce funcții sintactice au cuvintele scrise colorate, cuvintele scrise cu culoare verde, cuvintele colorate cu verde. Haideți să vedem. Unii stă în cazul nominativ și are funcție sintactică de subiect. Cine vrea dans? Alții stă tot în cazul nominativ și este tot subiect. Mulți are funcția sintactică de subiect, cine vor. Altcineva are funcția sintactică de nume predicativ, care împreună cu verbul copulativ să devină, formează predicatul nominal să devină altcineva. Exercițiul 5, exercițiul 6,
Identifică partea de vorbire care determină cuvintele scrise cu roșu în textul reclamei. Înlocuiește aceste cuvinte cu o altă parte de vorbire. Partea de vorbire care determină cuvintele scrise cu roșu, cuvântul fiecare, determină cuvântul copil. Orice copil. Deci am înlocuit fiecare cu orice. Toți. Care prieteni? Toți. Și îl pot înlocui cu totalitatea prietenilor. Cuvântul câteva care jocuri câteva sau câte jocuri câteva și îl putem înlocui cu unele. Orice, care dorință, orice și îl putem înlocui cu oricare. Probleme cu gâtul. Exercițiul 7. Recunoaște greșelile din următoarele enunțuri. Am primit vreo scrisoare? Vreo este greșit. Se scrie legat, fără nicio cratimă. Oricare ar fi alegerea ta, o voi respecta. Oricare se scrie cu I după cuvânt, după litera R, oricare. Fiecare v-ați dus unde ați vrut. Aici nu văd nicio greșeală. Obținerea a multor premii ne motivează. Corect este obținerea multor premii, fără A. Repere, pronumele nehotărât este un tip de pronume care nu dă informații precise asupra obiectului denumit de substantivul pe care îl înlocuiește. Ca alcătuire există două tipuri de pronume nehotărâte. Pronume nehotărâte simple, atât, unul, altul, mult, puțin, tot, cu tare. Și pronume nehotărâte compuse, altcineva, altceva, careva, ceva, cineva, câteva, fiecare, oricare, orice, oricât, vreunul. Locuțiunea pronominală nehotărâtă este grupul de cuvinte cu înțeles unitar care se comportă gramatical ca un pronume nehotărât. Cine știe cine, nu știu ce, te mir cine. Gramatica de bază a limbii române, editura Academiei 2016, include printre pronumele nehotărâte cuvintele amândoi, ambitus, trei, câte și trei, încadrate în mod tradițional în clasa numeralelor, amândoi au plecat. Amândurora le-a plăcut excursia. Pronumele nehotărât are aceeași funcție sintactice, aceleași funcții sintactice ca și substantivul. Când determină un substantiv și se acordă cu acesta în gen, număr și caz, pronumele nehotărât devine adjectiv pronominal nehotărât, îndeplinind funcția sintactică de atribut adjectival. Toate pronumele și adjectivele pronominale nehotărâte se scriu într-un singur cuvânt. Vreun, vreo, nu cu cratimă. În compusele cu ori trebuie respectat I de la sfârșitul primei silabe. Oricare, orice și nu altfel.
Atunci când este subiect, pronumele fiecare impune acordul la singular. Fiecare dintre voi știe acest lucru. Aplicații, exercițiul 1. Identifică pronumele nehotărâte din enunțurile de mai jos și clasifică-le după alcătuire. Vezi vreunul pe raftul de sus? Vreunul este pronume nehotărât compus. Mulți îndrăznesc să se opună. Mulți este pronume nehotărât simplu. Te poți așeza lângă oricare. Oricare este pronume nehotărât simplu. Știe atâtea. Atâtea este pronume nehotărât simplu. Să nu afle altcineva secretul. Altcineva este pronume nehotărât compus. Exercițiul 2. Menționează pronumele și adjectivele pronominale nehotărâte din textul de mai jos. Am dat fiecărui coleg o invitație. Fiecărui, adjectiv pronominal nehotărât și se acordă în gen, număr și caz cu substantivul coleg. M-aș bucura să vină toți, dacă nu au de făcut altceva, fiindcă am pregătit multe surprize. Toți, pronume nehotărât simplu. Altceva, pronume nehotărât compus. Multe, pronume nehotărât simplu. Oricine se va distra. Oricine, pronume nehotărât compus. Exercițiul 3. Modifică enunțurile de la exercițiul 1 așa încât să conțină adjective nehotărâte în loc de pronume. Explică în ce fel ai procedat. Fiecărui este deja adjectiv. M-aș bucura să vină toți prietenii dacă nu au alte lucruri de făcut, fiindcă am pregătit multe surprize, multe este adjectiv pronominal nehotărât. În loc de oricine vom spune orice invitat se va distra. Deci, repet, multe de la multe surprize este adjectiv pronominal nehotărât, nu pronume. Exercițiul 4 precizează cazurile și funcțiile sintactice ale pronumelor de la exercițiul 1. A, 3-ul se referea la 1. Haideți să mai facem o dată exercițiul 3, că se referea la exercițiul 1, nu la 2. Vezi vreun obiect pe raftul de sus? Mulți oameni îndrăznesc să se opună. Te poți așeza lângă oricare elev. Știe atâtea lucruri. Au hotărât alți oameni pentru el. Să nu afle alte persoane secretul. Și acum, exercițiul 4, cazurile și funcțiile sintactice. Vreunul este în cazul acuzativ, funcția sintactică de complement direct. Ce vezi? Mulți este în cazul nominativ, funcție sintactică de subiect. Cine îndrăznește? Oricare este circumstanțial de loc în cazul acuzativ. Unde te poți așeza? Atâtea este complement direct în cazul acuzativ. Ce știe? Alții este subiect în cazul nominativ. Cine a hotărât? Altcineva este subiect în cazul nominativ. Cine să nu afle? Exercițiul 5. Corectează greșelile din enunțurile de mai jos. Fiecare dintre noi am trecut pe strada asta. Fiecare
se acordă cu singularul, da? Și atunci va fi fiecare dintre noi a trecut pe strada asta. Spune-le amândurora că sunt invitați. Amândurora, nu amândoura. Amândurora este corect. Orice om îi este teamă de necunoscut. Corect este oricărui om îi este teamă de necunoscut. Am telefonat din greșeală unei altei persoane. Corect este am telefonat din greșeală altei persoane. Te-am sărțit vreo colegă. Vreo se scrie legat, nu cu cratimă. Îmi convine oricare oră propui. Oricare. În cuvântul oricare există litera I după R. O, R, I, C, A, R, E. Vă mulțumesc pentru participare. Dacă ați înțeles și v-a plăcut lecția, lăsați un like. Și nu uitați să vă abonați. Vă aștept în continuare la lecții de limba română și de limba engleză. La revedere!